Fiecare o să mă transform acum și pentru totdeauna în protector pentru cei lipsiți de protecție, în ghid pentru cei care au rătăcit calea, în corabii pentru cei care au de traversat oceane, în pod pentru cei care au de trecut râuri, în sanctuar pentru cei aflați în pericol, în lampă pentru cei fără lumină, în adăpost pentru cei lipsiți de el și în teritoriu pentru cei nevoiași. Ce-a adicit-o aici? Nu este o ilegalitate? Poate. Ce poate?
Protector pentru cei lipsiți de protecție. Deci?
Acum vrei că noi ce stăm? Să facem și noi ce avem de făcut și gata. Băi, eu chiar nu mai înțeleg absolut nimic pe cine interesează. Băi, pe toți trebuie să intereseze. Este vorba de viitorul nostru. Vorbim de viitorul nostru? Da, acum vorbim de viitorul nostru. Păi nu mai e viitorul tău și a personalității tare? E și el. E și el. Și care mai puteți decât în discuția asta? Viitorul nostru sau viitorul tău? Păi eu nu înțeleg de ce ai strâng așa. Am strâng așa pentru că sunt niște inimici. Băi, băi, calmați-vă, da? Bă! Am dreptul la libertate de exprimare, da? Iar convenția... Ce convenție? Ușor. Ce așa am făcut. Nimic, așa de atenție. Liniștiți-vă, fraților. Am hotărât că facem toți asta. Hai să ne concentrăm. Bine, noi de poliție și aia suntem. Orice copil are dreptul de a nu fi constrâns să depună mărturie sau să mărturisească că este vinovat. Ce spun eu? Și ce înțelegeți voi? Se spune că statul va trata copilului dreptul de a-și spune liber. Asupra oricărei probleme. Voi! Voi mai ușor că se aude până jos. Voi doi, voi ați vrea trebuie să faci avocați. Voi doi ați trebuie să faci de avocați. Nu trebuie să mai luăm pe la citatul ăsta. Ce este citata africană la mare? Citata africană de Manuel. N-are cum să fie african. E ceva sirian. Și de ce e sirian? Așa mi se pare. Cred că despre faza asta cu sacrificiu, despre asta vorbește. Cred că în momentul ăsta ai făcut o catalogare teribilă. Doar pentru că știu ce se întâmplă acolo, ai spus repede că e sirian. Pardon? Băi, opriți-vă, că altfel nu apucă să facem nimic. E penibil. Băi, ați promis, Dumnezeu. Fie ca eu să mă transform acum și pentru totdeauna, în protector pentru cei din urmă. Am venit aici cu altă problemă, nu? Da, da, da. Mi s-a părut puțină să lămuresc, adică iată de jumătate de oră, și dacă ăsta și femeia s-a aflat origine. Crede-mă că originea e cea mai mică problemă. Nu are nicio importanță. Originea de citată, da? Să vin așa îmbrăcat în pijama de bune. Pic de respect, ai. Și cum e mă spus dacă... Da, da! Și clipa asta am încetat orice ceartă. Suntem la unii toată firea, ce naiba? Suntem toți? Eu sunt... Și eu! Suntem toți. Deci suntem toți. Cum facem? Nu a stabilit. Punem toți mai de catalog, da? La atingem toți și fiecare modifică nu trebuie. Bun. Hai să vedem. Wow! Hai, du-te și voi la tine. Cam dificil să scoatem toți. Nu e dificil deloc. Păi este. Trebuie să scoatem cineva un gal cu ei. Sau poți să-l ridicăm împreună. Sunt de acord. Uită de câte sunt. Ar fi de-a plinit și celelalte. Deci? Cine este să fie? Eu. Ia pe ăsta. Un singur tec. Să-l apucăm toți. Lasă-mă de știu ce fac. Gata. Două, trei,
Și... Ah! Oh, ce-a fost asta? Băi, nu pot să cred așa ceva! De greu să ne concentrăm. Băi, ce s-a auzit? Ăla i s-a făcut, omule, habar n-am. Șobo! Dani? Și patronele? Vorba de în orice casă se auzi. Bă, la mine acasă nu se auzi zgomote. Nu se auzi zgomote noaptea? Ce? Bă! Ai stricat totul! Bine că te sacrifici tu numele tuturor! Dar nu e vorba despre asta? Dar despre ce este vorba? Fie ca eu să mă transform atunci și pentru totdeauna în protector de principi... Bă! Ce-i cu ăsta, fratele? Ce-i citat ăla lui Manuel? La aia lui Manuel? Dar se pare că pe culegea noastră așa m-a atins-o. Și se revoltă prin asumare ilegalități. Ce? Exact. Nu ce-i zici? Păi, ce facem asta? De ce facem ce facem? Chiar așa. Am uitat? Nu, n-am uitat. Dar în momentul ăsta, cu toată presiunea asta, nu mai găsesc efectiv motiv. Doar am vorbit despre asta! Facem asta fiindcă suntem o generație altfel. Una care își începe de brata ei valoare și care se zice cu ea. Și avem așa încredere noi, o să ne trecem notele pe care ne merităm cu adevărat. Dar am vorbit despre asta! Fiecare își trece notele pe care crede că le merită, iar dacă cineva consideră că trebuie să nu trece la ceva, fără mâine trece la ceva. Din popia lui mâine, desigur. Unde despre asta am ceva acum? Mie nu mi se pare așa. Ție nu se pare. Pregătirea copilului trebuie să-și asume responsabilitățile vieții într-o societate liberă. Indiferent de sex, rasă sau culoare. Chiar am început cu citate. Nu am început, dar am convenit că partea asta nu se respectă deloc, așa am convenit. Da, dar... Plus că ne cunoaștem adevărata valoare. Și vom fi sinceri până și cu ceilalți. Ne cunoaștem, nu? Noi... Sigur, nu conține asta este și nu mai știu ce face? Ce face? Renunțăm? Acum? Eu nu vreau, dar fac ce zice majoritatea. Băi, eu zic că e o responsabilitate mult prea mare, adică, da, știu că uneori trișesc pentru notele alea, dar de unde să știu eu exact cât merit? Te deglasă de negativ. Să fii sincer. Să fii sincer. Și fără compromisuri. Încerca să stabilește fiecare cu mine. E greu. Deci ce facem? Continuăm sau? Fiecare o să mă transform acum și pentru totdeauna în protector pentru cei lipsiți de protecție, în ghid pentru cei care au rătăcit calea, în corabii pentru cei care au de traversat oceane, în pod pentru cei care au de trecut râuri, în sanctuar pentru cei aflați în pericol, în lampă pentru cei fără lumină, în adăpost pentru cei lipsiți de el și în teritoriu pentru cei nevoiași. Gata ca un nenorocit. Și-o bătrâni cu
n-am vrut, dar rămas aici în școală. Disperatul oprește că suntem noi. Vicky? Și care? Și răspunde s-o. Urcă acum. Ce ați zis de-a dat? Am stat cu fundul Ricardu, Carlul și regulile părinților lui. Articolul 485. Copilul trebuie să respecte părinții, indiferent de vârsta sa. Ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun că orice copil trebuie să respecte părinții. Și că sunt unul care face acest lucru. Avem o conduită internă în familia noastră. Ce putem să-i așa? Ce e frate? Ce e frate? Cina. Cina? Cina. Cina este o tabă fundamentală în familia noastră. De asta l-ai și pentru Eric și v-am așteptat? 3 ore. Dar tu să nu știi, dar tot nu știu ce. Te vorbești serios? Da, am mâncat prea tot cu nu știu ce. Seara asta a fost chinezesc. Și am stat pe tine ca tu să mănânci orez cu și urechi de lemn. Thank you.